Fotbalul german a ajuns la apogeu, Bayern München și Borussia Dortmund vor disputa finala Ligii Campionilor. Dacă echipa lui Jürgen Klopp este surpriza plăcută a competiției, formația lui Hankes reprezintă o certitudine. Bayern va disputa a treia finală din ultimele patru ediții ale competiției. Formația germană are un singur trofeu în ultimii 30 de ani, chiar dacă a disputat patru finale. A cincea ar putea fi cu succes. Echipa müncheneză pare mai puternică decât oricând. Să administrezi 7 goluri Barcelonei în 2 manșe fără să primești vreunul este o performanță demnă de Guinness Book. Problema lui Bayern va fi însă complexul pe care îl are în fața Borussiei. Echipa din Dortmund a pierdut o singură partidă din cele 8 pe care le-a disputat împotriva bavarezilor în ultimii ani. Cert este că Londra va fi invadată de suporteri germani, un lucru neplăcut pentru orgolioșii supuși ai reginei Elisabeta.